rămâne astăzi să încercăm să cucerim un bronz continental, o medalie care ne poate da speranțe pentru Jocurile Olimpice din 2012. Iar acum, domnilor și domnilor, deșteaptă-te române, imnul României. Ce tehnică de aruncări! Într-o criză de nezbitii, iată-l în imagine, dezlătuit, 1 minut și jumătate. 9-7 România-Danemarca, în lacrimi, Cotro revine între punturi. Ultimele 7 secunde, trebuie să blocăm contraatacul, să-l chinem în centru, din nou ne salvează Tornai! 7 metri, apărare semicerce, bine că au văzut arbitrele. Ne desprindem la 3 goluri, trebuie să gestionăm perfect această diferență. 2 goluri diferență, în final de infarct, 2 minute și jumătate. România conduce cu 16-14, atenție defensivă, atenție! Nu plecăm mai repot din atac, am început! 9 minute, fetele, Aruncă, Geiger, fără! Un minut, scăp în centru! Aruncă, scăp, apărătoare! 28 de secunde, 25, 24, încă 2 secunde, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, avem medalia de bronz a campionatului european, România 16, Danemarca 15, ne-am răzbunat! Bronzul european spus în câteva secunde. Să-l obții în realitate este mult mai greu. Să învățăm să ne prețuim valorile. Fiți alături de eurohandball.ro în promovarea unui nou spectacol al echipei naționale numărul 1 a României la mondialele din Brazilia. Joacă handball!